Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Nenaticu, cu mine ți-am zis, ai să vezi multe în viață, dar ceva ce n-ai mai văzut. Dragii mei, astăzi vă prezentăm ceva de suflet, ceva de inimă, niște case în miniatură. Ticușorul, ce ai tu aici, Nenaticu? Suntem la Fața Radonei, hai să le spunem oamenilor, suntem la Fața Radonei. Ticușorul, știi ce-s astea? Tu nu mai știi, că tu ești tânăr de asta, n-ai prins. Pe vremea comuniștilor, suntem la Fața Radonei, pe sonde, hai, filmează un pic acolo, zbadă lumea că... Uite aici, blocuri, așa, tot ce trebuie. Astea-s garaje, Nenaticu. Pe vremuri, Nenaticu, cine avea așa ceva, era tata lor, cum se spune. Aveai garaj și dacă nu aveai mașină, era un must have. Povestea garajului era extraordinară, Nenaticu. Uite-te un pic cum au fost construite. Uite-te ce ștucaturi aici. Pus acoperiș, făcut cum trebuie. Ia uite, unul, ca să vezi unul mai vechiuț, așa. Uite-l. Unde ai mai văzut așa lucrătură, Nenaticu? La case. Este? Nu, pe la case ai mai văzut așa o lucrătură. Dar la vechi, adevărat. Dragii mei, ca să vedeți că nu mănânc degeaba cacao, astăzi am avut plăcerea să îl rog pe un domn, pe Nenea Dumitru Strumbec, sau cum am zis eu bine? Nenea Dumitru Strumbec, să ne arate ce-a putut aduna un om într-un garaj. Nenea Dumitru, bună ziua, în primul rând. Dați-mi voie să vă strâng mâna. O vă pun microfonul dumneavoastră aici, că nu, n-are rost să țin o mână, că mata mai pleci, mai fugi, o să zic că lumea că nu știu ce. Domnul Sumbec este proaspăt angajat la firma pensionarilor. Când l-ați construit, Nenea Dumitru? 75. În 75? Nu era. Când în 75? Ziceți drept, luna repede, ca să văd dacă eram născut pe vremea aceea. În primăvară. Eram atunci, am tot ce am dat eu cu nasul în de sus. Da, am dat cu nasul în sus. Așa, nu cât... explicați că e pentru asta, ca să le dărâme. De ce să nu dărâmă nimeni nimic, că Doamne ferește. Nu-mi ziceți, ăsta, în 75 a fost construit. Era o șmecherie să-l ai așa ceva pe vremea aia, că eu așa așteam. Cine avea garaj, era un gospodar, era băiat, adică era băiat, serios, nu... Așa, și eu am mașină. Așa. Și mașina este veche și o mai repar câte un pic, o recondiționez. Asta. Dar ce sunteți de meserie? Mecanic auto. Mecanic auto. Fost. Nu există fost mecanic auto. Fost. Există mecanic auto și atât, că rămâneți cu meseria asta toată viața. Prezentați-ne un pic garaj, că aveți aici de toate. Din ce am vrut dumneavoastră, asta e locul de distracție sau asta e casa dumneavoastră? Ce e aici? Aici și distracție și, și de lucrat. Distracție, mai trage câte un rachiu. Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva. Seara. Nu e adevărat, nu cred, eu nu știu, cu cine? Cu... Fai, și cu el, și cu vecine, și cu de tot. Bună ziua, Doamne ajută. Veniți aici la Nenea Dumitru? La... Da, cum da, fie el e... Mecanic. El născut, eu cu țât, el ne... Băi, ce să mai cred? Le luați bani? Câte o țui. Cum e că garajul ăsta ne-a tipat? Hai, Alex, să filmezi rotul, să vezi, poți să intrăm o leacă, nu uităm. Fără vorbă. Fără, Doamne, ia uite, Ticușorul, uite ce o mecanică adevărat, așa ceva n-ai să mai vezi. N-ai să mai vezi. Aveți chei de la mama lor de acasă și din toate neamurile posibile și imposibile. Da. Cât vă luați să-l aduceți toate astea la momentul în care... nu știu. Eu tot am cumpărat, tot am luat, am făcut, tot așa. Să am unele pune. Să fie? Să nu trebuiască, pe principiu să... Vă întrebăm noi de ce vrea să firmați. Dom'le, vrem să arătăm oamenilor că sunt tineri care nu știu că există așa ceva. Ei nu au văzut așa, eu am văzut... Nu mai învață nici croitorii, nici dugherii, nici mecanic, nici... Și ce se întâmplă? Din cauza sării, din cauza sale, am cumpărat semea lipă și am montat-o. Aleu! Și n-am pus sudură deloc pe ea, că dacă pui sudură pe vechea tablă care este, să arde. N-am și nu prinde de... Și cum ați montat-o cu nituri? Cu pop-nituri și cu șurubul Torband. Acum mai dau un pic de kit. Tot v-am zis ca nouă. Și o vindeți. Nu o vând. Ia dumneavoastră. Asta rămâne de moștenire. Aha, aveți cu ei s-o dată, am înțeles, dar e... acum băieți au mașini mai bune decât asta și noastră. Și de ce vă chinuiți cu toate treburile? Uleu, pentru că... Mi se frică, nu știu unde să cas, nu dau degeaba. Da, pentru că pensia e cum e pensia. Mare, frumoasă. Frumoasă, să trăiască toți ăștia care ne-o dă. Da, așa cum am arătat eu. Da, din pensia asta, care vă dă. Da, așa să trăiască ei. Așa să trăiască ei. Nu vă supărați că vă întreb.
Ieșirea aia, unde dă? Într-un magazin unde am avut, când înainte nu era cu centrale și dădea... Haide cu șorul, că tu de n-ai mai vezi așa, nu spui că aveai și beci aici din sub. Nu mai am beci. Dar era beci, era programat, era gândită și da, cu beci? Da, este... Era gândită și cu beci, cu șorul, tu îți dai seama? Este apă, canal în spate. Ah, canalizare. Și nu poți... Nu, aha, canal. Și pe aici, aici intram în... Mai este o cameră. Păi băiete, tete. Aici... Aici, cum se zice, lemnele, ceea ce nu trebuie de trebuință, să punem cel de iarnă. Puneți în pod, nu? Da. Așa? Aici este... Asta e pentru... ca măsura. Să faci, măsura pentru măsura, bucurie, da, nu? Da, da, da. Ia să faci... Nu prea, o vodcă. Crezi că avem lucruri. Dar ăsta pentru ce? Umezi, este absolut. Asta dacă nu mai... Dacă vă supără stomacul. Da. Am înțeles. Super tare. Și aici super am tare. Aspiratorul care curăță mașina. Și tot așa. Nena Dumitru, Nena Dumitru, ne-ați... Ticșor, hai să-ți arăt un topor ca lumea. Uite cum arată un topor, uite. Îți iei la barbă, ți iei cu el. Și lemnele astea le ducea pe vremuri în casă ca să mâncați. Și acum când nu este căldură, când nu dă căldură, când mai se lucrează la centrala termică... Tot aici. De aici luăm și soba o... Nu aveți încotro, dar au zis că vine cu gazul metan, că vă pune centrală, gazul că metan, de vă... când, de când s-a... De când îl alege pe fluturi, tot gazul metan vine. Nu mai gaz metan, nu? Da. Am înțeles. Nea Dumitru, dacă îți fac o ofertă, cu cât ai vinde? Nu. Nu-l vând. Nici o șansă, nu? Nici o șansă. Nu-l vând. Că după aia amorțesc. Așa. Închilozez. Stați prea mult la televizor. Și mă îmbătrânesc și stau, stau numai în casă. Doamna ce zice? Că nu zice nimic, că e bucuroasă când o mai... Că scapat din asta. Nena Dumitru, ce să mulțumesc, mulțumesc că ne-ai primit în căsuța lui Matale, aici în bucuria asta. Da, îl iau eu ca să nu te necăjezi Matale cu el. Ce să zic? Să vedea Dumnezeu să ai parte de vecini ca lumea care să-ți bea toată țuica, toată adălma. Are un rachiu? Are tot ce trebuie, da. Să ai parte de vecini buni să nu te demoreze. De sănătate, Nena Dumitru, mulțumesc încă o dată. De asta o firmat. Dar ce, vrea să, vă, vrea să le dărâme, vor să le... Da, dărâme. Noi plătim impozit aici pe ele. Așa că... Să stăm liniștiți, am înțeles. Sănătate maximă, vă urez, să vă bucurați de chestia asta. Nea, Ticu, ți-am arătat ceva frumos, ai mai văzut așa ceva? E de pe vremea 1975. Eu de-abia dădeam năsucul în aer, așa, ieșeam să văd cum e pe planeta asta, că lucrurile erau rezolvate. Uite, Ticușorul, hai să-ți mai arăt ceva, închide-mă în fanfar. După asta aveți curaj cu bicicleta, vedeți că e udă acolo. Ticușorul, hai să închidem aici. Fă-mi, te rog, o poză lângă acest număr de matriculare. De pe vremea Republicii Socialiste România. Așa erau pe vremuri. Cine avea cu 1 SV și aici era doar 3 numere, știi ce era ăla, nu? Era tata lor. Era tata lor. Era ce trebuie. Ăsta cu 2 deja înseamnă că erau ca multe mașini. A început să se aglomereze, 7, 6, 7, erau multe pe vremea. Dragii mei, de aici de la Vata Dornei, într-o bucățică de istorie, de ce vreți domniile voastre, vă urez să aveți parte de vecini din ăștia frumoși, faini, calm. Uite-te și tu un pic, Ticușor. Asta înseamnă tihnă. Relaxare, tihnă. Oamenii ăștia se bucură de viață. Pensie puțină. Mai sunt și în acază câteodată. Ce să vă urez? Să aveți parte de tihnă toată pensia voastră. Primul să ajungeți la pensie. Susținem.